Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Guild Wars 2 Ro TV. Astăzi povestim despre un subiect puțin mai controversat, partea de microtransacții, proaspăt anunțată, și vom intra în detalii și vom dezbate puțin rolul acestor microtransacții, utilitatea lor în context și aici așteptăm și părerile voastre ale celor de pe chat, oricând pe parcursul emisiunii. Alături de mine azi, ca și în dățile trecute, da, Shob, Țeastă, salut băieți! Salut! Salutare! Aș vrea să începem cu un scurt video. Scurt, are vreo 9 minute, dar e relevant în context. S-a discutat despre el și pe forumul comunității. E un video a celor de la Penny Arcade legat de microtransacții. Hai să-l vedem. E relevant în context, nu se referă neapărat la Guild Wars 2, ci la microtransacții în general, însă va constitui, zic eu, o bună bază pentru discuția de azi. Hello. Once again, I'd like to welcome back our good buddy Aaron Siegel, who's here to help us do some talking about microtransactions. Let me begin by saying, CCP, why are you doing this to me? I'm trying to come in here and talk about the potential and positives for microtransaction game models, and you gotta go and just... Alright, for those of you who don't know already, a little while back, EVE Online adopted a micropayment system where you can buy clothes and accessories to make your avatar look cooler. Like this monocle here. As of the time of this recording, that monocle costs $70. I wish I was making that up. I'm sorry, I know we're always trying to be the calmer voice, it just kills my soul every time I see a major company screw up microtransactions this badly. A, it's not rocket science. James has been called in to do monetization design on a few projects, and yeah, it's tough, it's real work. But I mean, to bomb it this badly takes some real effort. And B, microtransactions aren't going anywhere. They're probably the way of the future for our industry. Steam recently implemented broad free-to-play support. We've already seen the online gaming world embrace the power of microtransactions, and I guarantee you the next generation of PSN and XBLA will support in-game micropayments as well. Many people may rail against the emerging microtransaction trend, but in and of itself, I don't actually think it's a bad thing. When done well, I think microtransactions are better for the consumer and for the industry. They let the consumer try out titles before they invest, set their own payment scale, and potentially acquire assets that'll go up in price. And they also let the industry avoid a lot of problems with piracy without having to resort to terrible DRM. Additionally, a microtransaction model allows developers to cater both to the consumer who wants to spend $5 and the consumer who wants to spend $500, rather than just trying to sell everything regardless of value to the consumer who wants to spend $60. And this is all great, but only if we do it right. But right now we seem to be heading in the other direction. Companies seem to be interpreting microtransaction to mean free-for-all gouge fest, and if we don't cut it out, that greed is going to get the better of us. Games that could make money in the current market will sink under the weight of untenable prices and player backlash. Granted, if we players keep proving that we're willing to buy $70 monocles, the industry is going to keep trying to sell them to us. That's our fault. But that's a much harder problem to fix, so let's just keep this focused on the industry for now. So, what do we need to do to make microtransactions work in games? First, let's handle the perceptual shift. I feel like I've been saying this a lot lately, but the industry needs to see players as something other than the enemy. Somebody at EA once asked James, "How many players who are not paying me do you expect me to buy bandwidth for?" James's answer was, "As many as you can get." Here's why. In a multiplayer game, players are content. We all know that no matter how good the mechanics of a game are, it's no fun to play if it's a ghost town. If you can't get a game or find players to group with, the experience withers on the vine. So if you're gonna make free-to-play games, you're gonna have to actually be okay with people playing it for free. After all, ask World of Warcraft players why they pay to keep playing or don't switch to a competing MMO, and the answer is often, because my friends play. We have to make playing for free actually viable in our games, and just accept some of the associated costs. Because, you know, some of those free players may eventually decide to buy some stuff, but without them around, no one will be monetizing your game. Which brings me to my second point. Let players earn every type of currency in your game, even the ones they can also pay for. The Koreans have this down, and to my mind, this seems mind-blowingly straightforward, but it's something we have an almost universal revulsion to in the US for some reason. There's actually no good business reason to stop free players from earning pay currency in games.
You need to have it be a remarkably slow process, but there's no business justification for preventing someone from gaining access to all the items in your game if they're actually willing to put in the time and dedication to earn it in-game. Now, usually when James first tells game companies that, they always recoil in horror and tell him that no user's gonna pay for their game if they can just earn currency while playing. That is strictly not true. Giving away currency has four major advantages. One, players feel as though the game is fair and it's not gonna make them pay at any point. Many players are turned off by the idea of free-to-pay microtransaction games because of that nagging feeling that the whole model's just a scam to weasel more money out of you. But if players know they have the option to earn all the store's items, and no one's forcing them to pay anything, they're a lot more likely to begin playing in the first place. Two, using the in-game store and free-to-play titles is sort of a magic barrier for many players. It's something that seems difficult and foreign and unnecessary to many people, until they actually use it. Across the board, microtransaction games report that as soon as a player uses the store once, they're way more likely to monetize again. Many of you may have had this experience with Steam or XBLA. Think about how much inertia it took to get you to download Steam and make your first purchase, or buy your first pack of DLC. Second time came a lot easier, didn't it? Number three, if you've balanced earning pay currency in your game anywhere in the ballpark of well, many players will eventually decide that their time is more valuable than the small amount of money it takes to purchase currency. Bam, you just converted some of your players into paying users. And the best part is that they feel more comfortable giving over money at that point, either because they're already deeply invested in the game, or simply because they feel the game's given them a fair shake. Again, the choice to make these purchases is theirs. The game never forced it upon them. Four, if you don't do this, you effectively exclude everyone without a credit card or without disposable income. And that means you're often cutting out a big chunk of the 14 to 21-year-old players who make up such an avid part of gaming communities. Often, these are the guys who provide ancillary services to games, such as maintaining wikis and putting out YouTube videos. Losing these players has a big cost. Next, never sell power. This is seriously Microtrans 101, but we still seem to have this temptation to try to squeeze the maximum amount of money out of our players by selling them things which alter the balance of gameplay. This is the absolute quickest way to make players feel like you're taking advantage of them, because selling power really does force players to pay to play. After all, when you're balancing your game, which players are you going to cater to? The people who are monetizing or the people who aren't? What you want to sell is convenience. Things like extra bank space and character loadout save slots. Those are great. They're utterly unnecessary, and at first every player feels like the default amount is going to be plenty. But sooner or later, anybody who's dedicated to the game is going to find it totally worth a few dollars to have some of those extra features. Even things like selling leveling speed is okay. It's not as good as selling more supplementary perks, but it just means that players blaze through the content faster. It doesn't unbalance your game or affect any of the other players. All it does is make it more convenient for some of your players to see the later stages of your game if they choose. Just never sell power. Next, always keep your monetization plan in mind as you build the game. You can use monetization to incentivize the type of player behavior you think will create the best overall experience. There are several Korean MMOs out there that only allow players a limited number of lives each day. Once they're out of lives, they have to pay to refill them, or they can't play until their lives refresh the following day. This ends up forcing the player base to get better at the game, which in turn, at least in the developers' minds, creates a better gaming experience. Likewise, Zynga usually offers the player the option of paying or getting their friends to help, which encourages the player to bring in more of their social network and expand the community rather than paying, though arguably that one is a wee bit more evil. If you think about how you're going to monetize as you build, you can use it to make the game more enjoyable, make paying more palatable, and make the whole experience feel less disjointed and tacked on rather than figuring out how you're going to monetize near the end of production. You should also never, ever, ever split your community. Say you've got a multiplayer game and you only allow paying players to partake in certain maps or specific zones. You've not only effectively decreased the size of your community, but you've also cordoned off paying players from the non-paying players, which is a terrible idea. Because one of the best ways to get non-paying players to eventually pay for in-game goods is to have them hanging out with the paying guys. Finally, market test your prices. For God's sakes, we market test everything else. We market test the background color for our box art. Not thoroughly market testing a make-or-break feature like how much your items should cost is downright criminal. And yes, CCP, I'm staring at you through my monocled eye right now. And to everybody out there in industry land, no matter how good this business model looks, both in terms of earnings or even potentially better player service, just remember this. It isn't the right business model all the time. You wouldn't build an entire game and wait until the last minute to choose the input device, so don't do that with your monetization scheme either. Microtransaction games will be better if the microtransaction elements are built into the design from the ground up, rather than just being layered on top. That's the only way it's going to be better for the consumer, the developer, and the distributor. But even if this is the way that most games end up going in the future, it's still important to make sure that it's the right tool for the job. Because some games are just always going to make more sense as subscription or pay-up-front style games, and that's never going to change. Anyway, thank you, Aaron, for helping us out, and thanks for watching. See you next week!
Cred că e, cum spuneam, un bun punct de pornire să avem video ăsta vizualizat de toată lumea. Și acestea fiind spuse, hai să vedem ce au anunțat exact cei de la ArenaNet într-un articol de săptămâna asta. Practic pe blogul ArenaNet a apărut un nou articol, Mike O'Brien, care e founder și președintele ArenaNet, vine și detaliază abordarea lor în ceea ce privește microtransacțiile și dă detalii legate de modul în care ei s-au gândit să implementeze lucrul ăsta. Ce ar fi relevant de menționat e un paragraf pe care probabil că o să mai revenim pe parcursul emisiunii, și anume acesta. Here's our philosophy on microtransactions. We think players should have the opportunity to spend money on items that provide visual distinction and offer more ways to express themselves. They should also be able to spend money on account services and on time-saving convenience items. But it's never okay for players to buy a game and not be able to enjoy what they paid for without additional purchases, and it's never okay for players who spend money to have an unfair advantage over players who spend time. Cred că asta e punctul cheie. Nu cred că e nevoie să traducem, mă gândesc că majoritatea jucătorilor care au de-a face cu jocuri online au habar și de limba engleză. Însă acesta e, zic eu, elementul cheie din ce vor cei de la ArenaNet să facă, și părerea mea e că nu se îndepărtează foarte mult sau poate chiar deloc de intenția anunțată. Acestea fiind spuse, cu o doză sau cu o anumită rezervă, știm probabil mai mulți că pe parcursul săptămânii a avut loc și un leak, un presupus leak, prin care s-a dezvăluit conținutul acelui gem shop și elementele care ar fi acum disponibile pe bază de microtransacții. După cum probabil știți, weekendul ăsta e și un beta în desfășurare care a fost invite only. Și again, dacă sunteți în beta, nu sunteți în beta, da? Deci n-aveți voie nici măcar să vorbiți despre asta. E în desfășurare, se știe că e în desfășurare și e similar cu beta-ul de luna trecută, când la fel cei din presa online au avut posibilitatea să filmeze, să înregistreze și ulterior să difuzeze aceste înregistrări și să le comenteze. La fel, din câte am înțeles, se va întâmpla și după beta-ul acesta, începând de luni încolo, deci probabil că următoarea emisiune va fi legată de ce noutăți aflăm odată cu ce se publică săptămâna următoare. Revenind la microtransacții, am avut, cum spuneam, un leak destul de controversat legat de conținutul gem shop-ului. Dacă vreți, Țeasta Shop, să vorbiți un pic despre asta, cred că aveam și un link disponibil. Da, este cel de pe Hunter's Insight, dacă nu mă înșel, da. Dacă la te referi. Da, da, la acela mă refer, hai că îl trimit și pe chat. Uite așa. Asta e linkul despre care povesteam și acolo sunt câteva imagini legate de items care apar în in-game shop. Au mai avut loc niște discuții pe tema asta și prin alte părți săptămâna asta și am văzut că unele persoane chiar încep să scrie articole pe site-uri destul de vizitate, neavând habar de ce înseamnă Guild Wars 2, comparându-l sau pornind de la premiza că e doar un alt MMO
și abordând tema de acolo și chiar ajung probabil să genereze mai multă confuzie în rândul persoanelor interesate de jocul ăsta decât să ajute cu articolele lor. Asta vrei tu să preiei un pic? Ok, păi dacă deși în pozele de pe leak-ul de pe Hunter's Insight nu apar toate itemurile, dacă dați un pic de scroll, veți observa că apare o listă cu itemurile ce se află în cache. Această listă este împărțită în mai multe, să zic, domenii. Itemuri pur cosmetice, utility și itemuri cu care autorul are câteva probleme că există în acel shop. Pornind de la început, avem purely cosmetic items. Sunt un fel de costume de mai multe feluri. Cooks, scholars, ringmasters, pirates, care nu vor afecta cu nimic jocul, în afară de look-ul personajului tău. Deci nu te va face cu nimic mai puternic, nu vei da mai mult damage, nu vei avea viață mai multă, pur și simplu vei arăta diferit pentru că asta vrei. Nu cred că are cineva vreo problemă în privința asta să, ca jucătorii să fie, să poată să plătească pentru a arăta diferit. Ce mai avem? Transmutation Stone, care, din câte am înțeles eu, îți face un item să, care arată diferit, să aibă proprietățile altui item. Deci poți să ai la level 80 un item de level 80 cu un skin de level 10, să spun, pe care ți-a picat într-o zonă de level 10. Dacă ție îți place mai mult aia, prin Transmutation Stone, ce am înțeles eu, dacă nu este așa, vă rog, corectați-mă, vei putea să-l faci și să aibă statisticile itemului de level 80. Da, nu, așa e. Mă rog, sunt două Transmutation Stones, unul mai ieftin cu items până la nivelul 79 și altul la tot ce înseamnă items de nivel maxim, care e un pic mai scump. Deci astea ar fi... Mai e și mini-spec, care e un... Practic cumperi 3 miniaturi, am mai discutat și pe forum și în alte ediții despre miniaturi, sunt acei mini-peți pe care îi scoți și nu au decât rol pur cosmetic, nu te ajută cu nimic în luptă, deci nu au nicio relevanță pentru joc în afară de pe faptul de felul în care arată. Deci eu, cel puțin în privința acestor iteme, nu am nimic împotrivă că sunt în shop. Mi se par că e locul lor aici. În schimb, la următorul set de itemuri, la utility items, unii oameni s-ar putea să aibă anumite dubii dacă aceste itemuri ar trebui sau nu să existe în shop. Și începem prin experience boost. Job, vrei să îți pui părerea că tu ai fost un pic mai contrariat de chestia asta? Nu, nu cu experience boost neapărat. Experience boost e unul dintre, 1, 2, 3, mă rog, mai multe boost-uri care sunt acolo în shop. El îți dă practic 10%, oricând iei XP cu 10% mai mult timp de o oră. Prețul ca să cumperi un experience boost este de 150 de gems. Acum, cred că tu ești mai în măsură să spui raportat cam cât bani ar veni în momentul de față chestia asta. Nu știu. Chiar, nu cred că poate Tudy să spună atât timp când gemurile, deci, nu au încă preț fix, n-au anunțat sunt stabilite preț de jucători. Nu, gemurile nu vor avea un preț. Te referi prețul cash. Gândeam că Tudy ar fi urmărit, că țin minte că a fost o discuție pe Reddit de legată de chestia asta și mi s-a părut că acolo. Da, deocamdată cred că și asta e pură speculație, nu cred că și-au bătut încă în cuie nici conținutul
dar ce va fi în Jam Shop și nici neapărat prețurile. Știu că începuse lumea să discute cu echivalența cu Microsoft Points de pe Xbox la un moment dat pe Reddit și cu câte puncte sau câte gems ai putea cumpăra, dar nu mai rețin exact echivalența. Ok. Bun, ideea de bază este că boost-ul ăsta de experiență se adresează mai mult jucătorilor care nu doresc să facă, să zicem că nu au un timp atât de nu au atât de mult timp la dispoziție ca să poată să treacă prin content sau să facă leveling astfel de rapid ca alți jucători, pur și pentru a nu rămâne pe anul în urmă, poate să apeleze la idee, la aceste boost-uri, care de altfel pentru un jucător care, să zicem, investește un timp moderat spre mare în joc, aceste boost-uri ar fi puțin cam irelevante, fiindcă nu-ți dau un avantaj mare chiar și în level, adică vorbim de 10% și durează o oră. Da, din descrierile care... de acolo. Da. Ceea ce, nu știu, nu mi se pare că e game-breaking, mai ales în ideea în care, și aici revin la afirmația inițială, probabil că într-un alt MMO unde nivelul contează, unde gear-ul are impact major în modul în care personajul tău face damage. Acolo, da, acolo astfel de boost-uri probabil că ar avea vreun impact, însă să nu uităm că Guild Wars 2 nu e un joc unde se conteze neapărat nivelul. Nivelul e doar o măsură a timpului petrecut în joc și nu neapărat un scop în sine să trească să ajungi la nivelul 80 ca să poți să te bucuri de jocul real. Nu, întreg jocul e endgame, conținutul la care ai acces de la început e același conținut la care ai acces și după ce ai ajuns la level 80, poți face PvP și la level 1 și la level 80 poți intra în World vs. World și la level 1 și la level 80. Cred că până la nivelul 30 e așa o creștere gradată, fiindcă la nivelul 30 ajungi să-ți deblochezi Elite Skill și, mă rog, pe măsură ce crești nivel, într-adevăr, aduni traits, e relevant în PV. Acum, abordarea celor de la ArenaNet e una, zic eu, sănătoasă pentru un mediu în care e clar că urmau să introducă microtransacții și au spus din start. Din moment ce jocul nu are taxă lunară, e clar că pentru a își acoperi ei niște ongoing costs, vor prefera să ofere jucătorilor aceste microtransacții. Spre deosebire de jocuri free-to-play out there, care îți oferă microtransacții, dar dacă nu faci acele microtransacții, ai un dezavantaj clar in-game, în Guild Wars 2, absolut toate lucrurile pe care le poți obține prin microtransacții, le poți obține și in-game. Fie prin alte metode, gen, știu eu, să le primești ca și quest reward, drop, crafting, you name it, fie prin posibilitatea pe care ArenaNet o dau, lăsând liber trading-ul între gold și gems. Și multă lume am văzut că se plânge de faptul că, ok, păi treaba asta legalizează gold farming-ul și gold trading-ul. Da, însă pune chestia asta în mâinile jucătorilor, îți dă ție ca jucător puterea să alegi. Dacă tu ai timp să investești în joc și faci gold, ai suficient gold, poți să obții orice din shop fără să plătești niciun ban. Da? E o chestie care altfel nu ți se întâmplă dacă ar trebui, știu eu, să obții acel gold în varianta opusă, să obții acel gold plătind. Cu ce te ajută pe tine treaba asta ca și jucător? Oferindu-ți posibilitatea să faci lucrul ăsta într-un economy system care până la urmă se adaptează la cerere și ofertă, e un real life simulated economy system, întreg sistemul economic din joc e între toate serverele. Deci să zicem că vin 1 milion de jucători și toți cumpără gems. În acel moment, prin faptul că există atâtea gems ca ofertă, valoarea lor pe piață va scădea și nu ți-e relevant să investești bani în gems, fiindcă nu faci atâta gold, că toată lumea face treaba asta și nu câștigi atâta gold pe cât ai vrea. Așa că până la urmă treaba asta se va echilibra, se va balansa de la sine
pe sistemul de cerere și ofertă. Dacă nu e nimeni sau aproape nimeni care vine și cumpără gems ca să le vândă in-game, cei care o fac vor putea obține profituri uriașe și e beneficiul lor și e o treabă care e deschisă ca opțiune pentru fiecare. Revenind la boost și la chestii de genul ăsta, la fel, Guild Wars 2 nu e un joc ce să aibă două factions, spre exemplu, unde să fie relevantă treaba asta și să fie într-o permanentă competiție cu cineva. Dacă vine un jucător care are nivel mai mare ca tine, în PvE, alături de tine, unul va fi scale down la nivelul tău sau la nivelul zonei. Deci, din start, avantajul ăla, o parte din avantajul ăla și-l pierde. 2. Faptul că sunteți acolo, într-un joc cum e Guild Wars 2, unde conținutul e 100% cooperativ în PvP, nu poate decât să te ajute. Dacă e un jucător care are gear mai cool decât tine, în afară de faptul că ți-e ciudă pe el că are acel gear, dar nu e un gear pe care tu să nu-l poți obține din joc, fiindcă acele costume nu ți oferă niciun avantaj ca stats din, din ce descriu cei de la ArenaNet. Deci gear-ul efectiv care îți dă stats, care îți dă ceva în plus, ăla îl poți obține din dungeons, din crafting, din știu eu ce alte modalități din joc. Deci nu va veni unul care are gear mai tare decât tine pentru simplu motiv că l-a plătit. Fie că l-a cumpărat cu gold, fie că l-a luat cu gems din in-game shop, de oriunde l-ar fi luat. Nu e ceva ce tu să nu poți obține doar jucând. Până aici sper că a fost, e un rant, că e legat de mai multe discuții care au apărut zilele astea. Legat de acele boosts, poate că sunt anumiți jucători pentru care ar fi mai interesant să treacă mai repede prin content, deși în Guild Wars 2, într-un joc cum e Guild Wars 2, nu prea are relevanță nici treaba asta, și vor să facă plătind. Deci vor să aleagă să investească bani și nu timp. E alegerea lor, fiindcă vorbim de un joc care nu are taxă lunară. Dacă eu prefer să investesc mai mult timp și să obțin exact același lucru pe care îl obține cineva care investește bani și până la urmă boosturile alea mi se par nesemnificative aproape, ținând cont de leveling rate și de durata lor, deci chiar mi se par, sunt convenience items. Chiar nu văd relevanța unei discuția aprinse, înflăcărată pe fapt, pe tema că acele boosts strică tot jocul. Deci dacă într-adevăr, și aici cred că asta e esențial, dacă într-adevăr ArenaNet ar veni cu ceva și ar spune treaba asta o poți cumpăra doar în gem shop, dacă o cumperi cu gems e bound pe caracterul tău și îți oferă un avantaj net în joc pe care niciun alt jucător din joc nu-l are sau nu-l poate obține fără bani, atunci da, atunci sistemul ar fi broken. Atâta timp cât ei îți oferă libertatea asta de a face tu alegerea dacă dai bani sau investești timp, și timpul ăla înseamnă că inevitabil vei acumula gold, chiar dacă jocul are gold sinks, inevitabil vei acumula gold, poți cu acel gold să obții gems și să obții absolut toate items pe care le obține plătind. Deci, cu atât mai mult, uitați-vă la Guild Wars 1, ce aveai acolo în shop? Aveai character slots, aveai storage, dar nu puteai să obții acele lucruri cu gold. Nu puteai să aduni platinum și să-ți cumperi cu nu știu cât platinum un storage slot. Am dreptate. Da, dar ce-i drept pentru cei care, în momentul în care au implementat sistemul cu mai multe sloturi, adică au dat și pentru jucători, au mărit considerabil de mult în funcție câte expansion-uri aveai, în funcție de fapt de câte campanii, că doar Eye of the North a fost expansion. Adică și în momentul în care a implementat sistemul respectiv a ținut cont și de jucătorii care au investit bani până în punctul respectiv și l-au dat și lor înapoi. Chiar dacă nu mai puteai să faci rost de acele feature-uri cu gold. Da, însă până la urmă acolo erai mult mai limitat decât într-un sistem cum e cel pe care vor să-l introducă în Guild Wars 2. Da, asta așa e. Ce mai aveai acolo? Aveai convenience items care îți permiteau să-ți faci unlock la skill-uri. Aveai acele skill packs.
Da? Deci dacă nu vrei să petreci timp în joc, puteai să plătești și îți făceai în loc la toate skillurile sau la o parte din skill, la skillurile pe o anumită campanie. N-a avut nimeni de comentat la treaba asta. Nu? Puteai să faci treaba asta. E din nou o chestie care înseamnă un trade-off între timp investit în joc și bani plătiți în afară. Că mai aveai armuri, că mai aveai unlock la mini pets pentru Zaishan managerii când au introdus o chestie de genul ăsta, alea da, alea sunt pur estetice, dar au avut și acolo niște items care nu sunt nici pe departe pay to win pentru simplu motiv că le poți obține și în joc. Pay to win asta înseamnă să ai un avantaj net prin faptul că tu plătești un avantaj pe care un alt jucător nu-l poate obține și să fie game breaking. Ori nici faptul că obții gear mai bun, deși nu e cazul, că nu n-au apărut în leaks sau în alte surse informații cum că s-ar vinde gear mai bun decât în joc, s-ar vinde doar în gem store. Dar chiar și așa, dacă ai obține acel gear și nu l-ai putea obține în joc, atunci da, atunci ar fi game breaking. Dacă nu se întâmplă treaba asta, nu are sens. Și sunt, legat de asta, sunt niște items care au stârnit controverse. Ia, hai să le vedem din... Așa. Astea sunt unpopular items. Și să le luăm pe rând. Die box. Asta, din ce înțeleg, ar fi o metodă prin care să îți... deblochezi acele dies. Și mă gândesc că va exista și în joc o metodă care să implice probabil timp și nu bani efectiv ca să-ți deblochezi dies. Care e diferența aici? Că dacă treaba asta nu o poți obține decât din shop, atunci probabil că ar fi nu neapărat game breaking, dar din punct de vedere estetic, na, ar fi lumea destul de limitată la numărul de culori pe care le pot pune pe armură. Însă în Guild Wars 2, odată ce ai o culoare deblocată, nu trebuie să te duci să-ți cumperi sticluțe cu vopsele și să le aplici câte una pe armură, nu, îți deschizi efectiv Hero Panel, te duci la partea de vopsele și îți vopsești toată armura gratuit de oricâte ori vrei, cu ce culori vrei, pe toate caracterele de pe cont. Deci ăsta odată deblocat e un convenience la care poți apela forever. Faptul că treaba asta te ajută să le deblochezi mai repede probabil decât ai face un joc. Și la fel Magic Plant Food. Nu știu, să vedem ce zic ăștia de pe... Ziceau acolo de un video în care practic îți lua o zi întreagă să-ți deblochezi o vopsea. Și că faptul că în joc sunt 400 de culori înseamnă că ar lua ceva vreme. Și acel Magical Plant Food, mă gândesc și așa presupun și cei de pe Hunter's Insight, că ar accelera procesul. Adică să nu dureze o zi întreagă să-ți deblochezi o vopsea. Acum, dacă toată lumea ar avea toate cele 400 de dies din start, nici asta n-ar mai fi fun. Nu știu... N-aș găsi fun în asta. Nu știu dacă acel interval de 24 de ore va suporta modificări până la lansare sau dacă e bătut în cuie. Însă și asta e un convenience item. Schimbi timp pe bani sau invers. Ca să-ți deblochezi vopsele. Dar odată deblocate, alea îți rămân pentru contul. Ia să vedem. Megaphone broadcast. Asta pare interesant. Da. Ia să vedem. Asta din ce am văzut pe Reddit și prin alte părți, ar fi ceva ce îți permite să trimiți un mesaj. Ba, uite că e și în screenshot. Așa. Broadcasts one message to everyone in the game world. Deci ăsta e chiar o chestie de show-off. Și care i-aș vedea sensul pe bani, într-adevăr, sau, da, nu, deci asta chiar nu mă deranjează că e acolo și nu știu câți și-ar permite să spameze treaba asta.
Da, să, să-și cumpere 10 și să stea să spameze pe, pe Game World, că până la urmă e... Game World bănuiesc că se referă la server, nu la toți jucătorii, da, de pe toate serverele. Probabil. Probabil la serverul tău, remul tău. Dar oricum, eu aș spune mai degrabă că o să aibă un preț, nu știu, relativ... Adică aș vedea sensul să nu aibă un cooldown, să poți să cumperi cât vrei și să bași câte mesaj vrei tu, dar să nu fie cel mai mic preț, adică să fie totuși un preț, să reflecte importanța acelui megafon, că nu vorbești pe chat-ul serverului în sine, decât dacă ai ceva cu adevărat important de spus. Corect. Pe Hunter's Insight aici văd că el costă 75 de gems și din câte văd e printre cele mai mici prețe, deci... Eu asta da, da, că... e per mesaj. Adică cât poți să scrii, știi? Da, da. Totuși, cât ai putea să scrii acolo? Și dacă începi și scrii chestii care sunt considerate spam sau chiar, nu știu, vulgarități sau știu ce altceva, sunt convins că nu durează mult până ți-ai un ban. Știi? Așa că trebuie să ai un motiv relevant să folosești așa ceva. Și... poate că unele vor fi chestii funny, poate că unele vor fi chestii importante legate de, știu eu, World vs. World sau alte nebunii. Da, să le zici la toți jucătorii din PvE, băi, haideți în World vs. World că ne-o luăm dacă nu veniți acum. Și, na, probabil că ar avea o relevanță, știi? Cel mai mult probabil o să fie folosită ca instrument de trolling, sincer. Asta, corect, dar și aia e o chestie care până la urmă poate fi moderată. Un element care pentru mine e oarecum în zona gri e acel Mystic Key. This key will unlock one Mystic Chest. Mystic Chests can be found randomly on enemies or in hidden places in the world. Mai știu un joc care făcea așa, nu mai știu dacă e Lord of the Rings sau altul, în care îți picau niște cutii pe care nu le puteai descuia decât cu chei pe care dădeai real money. Deci ceva de genul ăsta înțeleg și cu acest Mystic Key, că îți pică din, în Game World niște Mystic Chests și tu poți să le deschizi cu aceste Mystic Keys și să ai un random chance să-ți pice nu știu ce item. Treaba asta mi-aduce aminte de Zaishan Chest și Zaishan Keys în Guild Wars 1. Însă alea le puteai obține in-game. Bine, și astea le poți obține in-game, că le obții gems cu gold și le cumperi. Nu știu dacă va fi un item exclusiv doar în Gem Shop. Nu știu, dar având în vedere... Însă, elementul random, de randomness, pe mine unul nu m-ar tenta chestia asta. Decât dacă, știu eu, Mystic Keys ar fi și ele drop rar, dar ar fi drop in-game sau le-aș putea găsi într-un... la trading post, că acum nu-i mai zice marketplace, zice trading post, după mesajul pus de Mike O'Brien. Dacă le-aș găsi acolo și aș vedea relevanța și aș vedea că într-adevăr sunt șanse să pice niște itemuri cool, da, poate că le-aș încerca. Însă elementul ăla de randomness mi se pare totuși un pic aiurea. Adică plătești pentru o chestie de unde nu știi ce îți vine, dacă îți vine ceva ce te ajută. Nu, ce părere ai? Șob, ți-asta, ce? Eu sunt complet de acord cu ce ai spus. Eu nu m-aș băga la așa ceva. Cam asta e și părerea mea. Dacă măcar ar fi picat în joc sau să vezi pe la trading post, dar să zicem pe gold, nu direct în gems, cel puțin atunci aș... Da, exact, cum se spune și pe chat. Ca la loz în plic. Asta e un pic, știi, împotriva a ceea ce au făcut în joc, că până acum te duci în dungeon și știi exact ce vrei să-ți iei la sfârșit. În și asta e, random, mi se pare relevant. Asta e, să zic, să aducă elementul de randomness, dacă vrei, dacă îți lipsește. Ia să vedem ce alte... Mie e relevant, eu nu cred că o să mă... Da, asta nici eu. Și asta... loot bag, la fel. Each bag gives one random item. Deci asta e... mai ceva decât că îți pică un chest și îți iei o cheie, iei direct loot bag, știi? Și îți dă direct plicul, nu te mai duci tu la plic. Exact. Asta mi-amintește așa, în
într-un fel adică foarte remotely de chest runs în Guild Wars. De îți luai cheile frumos, te duceai în Fov, în Fisher of Woe și începeai și alergai ca un disperat. Da, shop, da, acolo chestul era un fel de reward că ai reușit să ajungi până acolo colind toți mobii. Și știi ce... Băi, nu știu, pentru... Da, pentru Ranger nu era prea mare problemă. Pentru alții nu sunt sigur acolo. Ok, ia hai să, deci de boost am povestit. Am zis de chestiile de, să vedem, de suport. Ce sunt, ce apar aici? Astea la fel, cred că sunt mai degrabă convenience items. Da, Asuran Bank Portal allows you to access your bank from anywhere. Ok, până la urmă cât îmi ia să merg la bank? Îmi ia, e un cost, într-adevăr. Asociat, dar ca timp trebuie să mă teleportez, să mă duc la un waypoint. Ți-a stat microfonul. Eu l-am tăcut. Ah, ok. Am crezut că vorbești ceva și... Ok, revenind, deci dacă ar fi bank portalul ăsta relevant, ar fi strict că nu mai plătești banii aia pe un waypoint să te duci și după aia pe waypoint înapoi. Dar mai degrabă, nu știu. Deci nu e o chestie că, mamă, cât timp economisești, că nu trebuie să te întorci până nu știu unde în oraș, atâta timp cât te poți teleporta pe hartă, oriunde. Instant repair canister fully repairs your items. Nu știu, probabil în World vs. World ar fi aici relevant să, dacă ești un jucător chiar atât de prost și ajungi să-ți strici armura imediat, deci să mori într-o veselie, să fii downed într-o veselie și să rămâi cu armura stricată pe câmpul de luptă, atunci probabil că îți folosește un item de genul ăsta. Altfel, mori odată, mori de două ori, te duci undeva, îți repare armura și revii înapoi. Nu știu, și asta, cred, din nou, e într-adevăr un convenience item, e ceva ce te poate ajuta, însă nu e game breaking dacă nu-l ai. Perfect salvage kit, this kit is guaranteed to remove upgrades from any sort of armor, weapon or trinket and give the best chance of quality material returns. Și asta cred că e discutabil. Adică ai șansă tot timpul să scoți din... armuri sau din arme exact materialele de care ai nevoie de cea mai bună calitate. Alea le poți obține și probabil din training sau din trading, pardon, sau din drops. Resurrection Orb revives you from death once, cannot be used in World vs. World or PvP. Again. Știi, itemurile astea mi-aduc aminte de hashtag-ul ăla de pe Twitter cu First World Problems. Știi, ăștia care se plâng că există itemurile astea, nu cred că au mari probleme. Deci sunt exact convenience. Cât mai spui tu, cât îți ia să te teleportezi până în oraș să te duci la storage? Nu le văd game breaking. Bun. Ia să vedem. Account upgrades. Și după aia începem să preluăm întrebări de pe chat. La account astea upgrades. Singurile care merit. Astea da. Deci pe astea eu personal am dat bani în Guild Wars 1 pe character slots. Am 17 character slots în Guild Wars 1. Am 10 caractere de PvP pe care nu le-am mai șters de nu știu câți ani și iau mini pets pe ele. Da, deci character slots da. 12 slot bags. Nu știu dacă ăsta va fi scuzați. Nu știu dacă ăsta va fi cea mai mare dimensiune la bags în joc. Dacă nu va fi, atunci și asta s-ar putea să fie destul de useless dacă poți cu gold sau din crafting să-ți faci tu bags mai mari. Bank account tag, bank tab pe cont, asta da, că îți mărești personal bank pentru storage și bag slot. La fel, dacă vrei mai mult storage, să ai mai multe bags. Cred că și asta. Add an extra bag slot to one of your characters inventories.
Deci ăsta e pe caracter. Nu e pe cont. Haha. Adică dacă vrei să ai backslots la pe toate caracterele, trebuie să îți deblochezi. Sau să te descurci mai bine cu storage, sau să ții bags mai mari. Așa. Pe partea de style deja a povestit un pic ce asta. Astea sunt nici măcar nu le-aș zice armuri, sunt costume, outfit, că îți permite Guild Wars 2 să ai și un town clothes set, un set de armură sau de echipament pe care să-l porți numai vizual, pentru aspectul vizual, dar care să nu influențeze stats în vreun fel. Și bănuiesc că așa ceva sunt acele outfits. De Transmutation Stones am povestit deja, iar avem și un Ringmaster's Hat care nu se compară cu monoclu din EVE ca preț, da? Deci e totuși pare decent. Și asta e un vanity item până la urmă. Nu o să îl omor pe Zaitan mai ușor dacă ai o pălărie de asta, părerea mea. Da. Poate că are are Zaitan o fobie de astfel de pălării și atunci e relevant. Așa. Hai să vedem, să luăm întrebările, că în ceața cam aprins discuția. Da, exact. Da, da. Job. Ok. Vreau, eu cel puțin vreau să mă refer la ce a zis Luke Maiaro pe chat, la faza, să revin puțin la XP Boost. Și chiar am spus, dacă prețul pentru un XP Boost versus timpul pentru care deții acel XP Boost și valoarea acel XP Boost, efectiv că nu se merită in the long run pentru cineva care vrea să farmeze cu acel boost. 10% pentru o oră. Pentru o oră. Dacă ți-a într-adevăr, nu știu cum se zicea, 1000 de ore să farmezi nu știu cât gold, cu ce te ajută pe tine un XP Boost de o oră care îți dă 10%? Ar trebui să stai numai în XP Boost de alea timp de 1000 de ore, cât te-ar costa? Ca să ai 10% boost, să nu stai 1000 de ore, să stai, nu știu, aproape 900 de ore, să zic. Ok, hai să analizăm XP boost-ul ăsta din punctul de vedere al celor trei tipuri de joc. Avem PvE, Structure PvP și Competitive. Corect. În Structure PvP nu va influența cu absolut nimic, pentru că în Structure PvP intri, ai totul unlocat, inclusiv level, ai level 80, ai tot gear-ul, ai traits, ai utility, skills, tot ce vrei, e unlocat. Deci aici e clar că va avea zero influență, nici nu cred că are logică, că nu poți să-l folosești. Bun. În World vs. World, ești boostat la level 80, din nou. Nu-i văd folosul unui XP boost, din moment ce ești deja level mare. Iar în PvE avem sistemul de sidekicking. Deci cu ce mă interesează pe mine că Xulescu e cu 10 da, care nu știu ce nivel mai mare, mai mare. În momentul în care eu pot să mă bucur de absolut tot conținutul fiind scalat în sus sau în jos în funcție de oamenii cu care sunt în parte. Din nou e irelevant, e doar ca să nu știu, pentru oamenii care doresc să ajungă mai repede la level 80, dar din nou, asta e iar inutil, pentru că în PvP deja vei fi level 80, în PvE, dacă ajungi la level 80, ca să mai joci PvE, trebuie să revii la zonele de dinainte, unde vei fi scalat la un nivel mai mic, deci... Și da, la și fel cum... Exact, da. Deci legat de ce se spune, ca să mai reiau o idee anterioară, se spune că nu știi cât îți ia să ajungi să acumulezi atâta gold cât să-ți cumperi gems. N-are absolut nicio relevanță treaba asta, fiindcă asta e un lucru care variază. De ce? E o economie care se adaptează la cerere și ofertă. Am mai spus asta la începutul emisiunii. Atâta timp cât va fi un aflux uriaș de gems, valoarea lor va fi scăzută.
Atâta timp cât lumea nu e dispusă să cumpere gems și să le vândă în joc, valoarea lor va fi ridicată. Deci cine vinde gems câștigă enorm. Da? Și treaba asta se va regla de la sine pe baza cererii și a ofertei, fiindcă trading-ul e între absolut toate serverele, deci între toți jucătorii care joacă, nu doar pe cei de la tine de pe server. Și zice, a, păi eu sunt pe un server numai cu, nu știu, săraci, să zic așa, care nu plătesc niciun leu pe gems și eu nu o să-mi pot lua niciodată gems. Nu e cazul. Vei avea acces la trading-ul respectiv de gold și gems în funcție de cerere și ofertă. Și se va seta un astfel de preț, îl vei ști ulterior că până la urmă se stabilizează. Deci e clar că se va stabiliza într-un punct. Cât a variat prețul la Ecton 6 ani? N-a variat foarte mult. Tocmai asta zic, dar încă nu știm care e acel preț pe gems. Ca să putem să dezbatem, să zicem că apă îți ia 1000 de ore ca să faci nu știu ce. Deci, din nou, poate că pentru mine faptul că investesc timp și obțin ceva armuri sau ceva arme și le pun în trading post și fac o grămadă de bani cât nu sunt în joc, că nu trebuie să mai stau și aici, nu trebuie să mai stau în Camadan cu want to buy, want to sell. Nu, am pus o chestie în trading post, am ieșit din joc, poate mâine l-am vândut, poate nu, dar nu-mi pierd timp cu chestia asta. Da, dacă îmi trebuie un item, pun un want to buy, pun o cerere în trading post, ies din joc, când am intrat, dacă cineva a avut itemul ăla, mi l-a vândut pe prețul pe care eu l-am oferit. Și atâta timp cât treaba asta se reglează și se va regla automat în funcție de cerere și ofertă, va fi exact valoarea pe care jucătorii o dau acelor gems. Și nu mai mult, dacă eu nu-s dispus să dau un gold pe un gem, dau un exemplu, atunci nu voi da. Dacă alt jucător e dispus să facă treaba asta, o va face. Da, pentru mine poate că îmi ia mult prea mult timp și din nou ajungem la aceeași discuție de investiție de timp versus investiție de bani. Nu vreau să dau un gold pe un gem. Exemplu de mai devreme. Că poate că trebuie să dau 150 de gold pe 150 de gems, da? Nu vreau să dau chestia asta. Mi se pare mai relevant decât să stau să farmez acel 150 de gold, să mă duc să plătesc X dolari sau X euro și să cumpăr 150 de gems. Și cu asta să consider că, băi, nu plătesc taxa lunară, e până la urmă disposable income. Orice investiție pe care un jucător o face într-o chestie de genul ăsta de microtransacție e disposable income. Nu e nimic ce nu poți obține din joc în timp. Deci nu ai niciun item care să zici, băi, dacă nu am chestia asta, n-am cum să termin conținutul în joc, n-am cum să fac events. Jucătorul ăla va fi mai skilled ca mine, că nu cumperi skill, nu cumperi, you don't buy power, cum era în filmulețul de la începutul emisiunii. Credeți că armurile pe care le poți obține în joc vor fi mai urâte decât cele valabile la cash shop pentru a forța oarecum playerii? Nu, sincer, chiar deloc. Atâta timp cât ai nu știu câte seturi de armură, câte unul pe fiecare dungeon, ai seturi de armură pe care le obții din crafting, nu cred că vor fi alea atât de, știu eu, plain, încât o armură, care nici măcar nu e armură, că în shop nu se vând armuri, se vând outfits, se vând niște echipamente pur vizuale pe care le pui în slotul de town clothes, care nu-ți dau stats în plus, nu-ți dau damage mai mare, nu-ți dau nimic în plus, cum ți-ar da o armură din joc. Deci chiar nu au nicio relevanță acele armuri decât pentru aspectul pur vizual și nu pentru statistici. Da, costume. Nu sunt nu se vinde gear și nu văd de ce ar face să-ți vândă gear care îl obții doar din shop și nu in-game. La ce nu te așteptai? La level 80
se atinge un plafon, toată lumea va fi la fel din punct de vedere al gear-ului. Singurul nu va mai fi cam celelalte memorii ca după level 80 să cauți să obții gear mai bun. Nu, vei căuta să experimentezi conținutul pe care l-ai sărit oarecum până atunci. Și din punct de vedere al gear-ului vei căuta să-ți modifici skin-ul. Atât. Bun, și ok, hai să zicem, treaba aia cu megafonul, că se zice, găsești un dynamic event rar. În primul rând îți anunți gilda. Da. Da? Clar. Deci, clar, dacă ai găsit un dynamic event care necesită o echipă de 10 oameni, ca atât, elite events, elite mobs, sunt 10 oameni, asta e requirement-ul. Că scalează până la 100, e o chestie, 10 oameni, de 10 oameni ai nevoie ca să faci chestii mai avansate. Da, hai să zicem că nu-ți găsești aia 10 oameni. Te doare degetul să te teleportezi până în cel mai apropiat sau cel mai mare oraș care știi că, nu știu, te duci în Lion's Arch și spamezi acolo pe local chat. Băi, vedeți că s-a spawnat eventul cu dragonul cu tare în zona aia. Eu sunt convins că o să găsești oameni care vin și se teleportează și ei pe waypoint-ul de acolo instant și au ajuns. Nu sunt jocuri în care ai nevoie de raid. Ok, sunt jocuri. Guild Wars 2 nu e unul din ele. N-ai nevoie de raid. Ai echipe de 5 oameni și pentru cei peste 5 în World vs. World există sistemul ăla de commander unde se trezește unul care zice, bă, vreau să fiu eu commander și își face un squad. Nu știu care e dimensiunea unui squad, dar oricum e mai mare și commanderul ăla poate să deseneze pe hartă și să spună, uite, du-te acolo, attack here, defend here. E suficient pentru ce are nevoie Guild Wars 2. N-ai nevoie de mai mult decât atât și ca să obții ceva mai mult decât atât, până la urmă tot la chestii gen TeamSpeak sau Ventrilo apelezi. Și te sincronizezi mai bine pe o chestie de genul ăla decât să te vezi într-un party screen. Fiindcă degeaba, la ce să ai nevoie de party screen dacă interfața în sine și jocul în sine îți oferă toate informațiile de care ai nevoie. Vezi jucătorii care sunt cu viața jos, vezi jucătorii care sunt downed, îi ai în față, nu trebuie să fii în party cu ei ca să le dai rez, nu trebuie să fii în party cu ei ca skill-urile pe care tu le folosești să îi afecteze și să beneficieze de ele. Deci în alte jocuri, da, ar avea relevanță, dar aici chiar nu are, cum zici tu. Aștepți nu știu cât ca să ai, să faci un dungeon, să faci un raid, că îți trebuie tank, îți trebuie healer, îți trebuie nu știu ce combinație de profesii. Nu e cazul în Guild Wars 2. Loa întreabă, cum îți modifici skin-ul? Poți să transformi armura într-un skin cumpărat de pe site? Mă gândesc că da, cu acele Transmutation Stones. Deci poți să iei stats de pe armură și un skin, presupun. Nu știu dacă poți doar între armuri echivalente sau între armuri eu și costume. Eu acum mult timp, când au explicat ei ceva tipuri de itemuri pe care le vom găsi în Cash Shop, au spus de aceste Transmutation Stones și au spus special că sunt oameni cărora le plac skin-urile de la low level și vor să le folosească în high end. Exact. Și asta, bănuiesc că ăsta e scopul. Da, asta ar fi două chestii separate, că odată ai costumele care sunt dedicate pe un slot-uri și apoi skin-urile de armură. Care ăla, da, numai cu Transmutation Stone le poți muta. Da, am văzut că boss în explorable mode sunt extrem de grei, anumite obiective foarte challenging. Da, dar tot 5 oameni intră într-un dungeon de ăla în explorable mode. Deci nu trebuie să stai. Iar explorable mode a fost anunțat că va fi challenge. Exact. Și n-ai nevoie, deci au zis că și pentru elite mobs, elite bosses, ai nevoie de 10 oameni. Cam asta e nivelul pentru care ai gândit un conținut de genul ăla. Că dacă tu vii cu 50 de oameni, nu înseamnă că îl dai jos mai ușor, că îi crește viața, îi dă skill-uri în plus, deci e challenging și pentru aia 50. E fun că ești în 50 de oameni, dar nu e absolut necesar să ai acei 50 de oameni. Um.
Da, acolo probabil o să fie nevoie de Resurrection Orbs dacă îți iei wipe. Deși a tot party wipe, dacă unul din ei își dă un Resurrection Orb, le dă rez la ceilalți. Da. În final, au și zis că singurul mod în care armura ți se strică și ești afectat de death penalty și de așa, e dacă nu ești outskilled de conținut, de mob, de environment, de event, de așa, și mori. Și atunci, fiind defeated, nu downed, deci fiind defeated, ți se strică o bucată de armură pe care trebuie să plătești ca să o repari și trebuie altcineva să vină să-ți dea rez, nu ți mai poți da rez singur. Da, deci din nou, uite, cum că repair canister-ul că nu va funcționa în dungeon, nu știu, probabil, n-am fost foarte atent, dar probabil că nu va funcționa, ceea ce îl face și mai inutil decât, decât e, dacă asta e cazul. Deci chiar nu văd, și aici vă mai recomand un articol de pe... The Tyrian Order, l-am pus și pe forum, cu care sunt în întregime de acord. Ok, asta ce înseamnă pentru jucători, ce înseamnă că au legalizat practic gold trading-ul și îl controlează ei într-un fel sau altul, cu ce afectează asta jocul, o să vedeți că nu e chiar atât de nasol precum lumea încearcă să facă să pară. Nu sunt chiar și din leak-ul pe care l-am avut până acum și probabil și până la lansare nu vor adăuga chestii game breaking în in-game shop care să îți ofere un avantaj, cum spunea Mike O'Brien, unfair, nedrept față de ceilalți jucători și să zici a, păi da, ăla are Epic Sword of Dragon Slaying. Păi, lasă-mă, tată, că săbiuța mea nu face nici pe sfert cât face damage, chestia aia. Nu se va întâmpla treaba asta. Acele XP boosts sunt doar convenience items, poate un pic mai controversate, dar până la urmă nu sunt game breaking. Cu ce te dezavantajează pe tine dacă Vasilica avansează în nivel cu 10% mai repede decât tine timp de oră? Nu poate decât să te ajute. Dacă Vasilica crește nivel și e prin zonă când ieși și tu, dacă el contribuie la un event, te ajută, dacă nu contribuie, e oricum useless. Da? Deci nu poate decât să te ajute. N-are ce să-ți strice ție din experiența de joc. Că n-o să-ți fure, n-o să-ți facă mob stealing, n-o să-ți facă one shot, că nu ai așa ceva în PV, n-o să ai două facțiuni și să vină tu în timp ce faci un event, să vină un rogue, da, ca să dăm exemple din alte jocuri și să îți arate că nu-i chiar ca în filme, da? Nu, n-ai situații de genul ăsta și atunci nu și are sens. Și chiar și dacă ajunge cu mult înaintea mea la banii care ai permis să-și cumpere gems cu gold in-game. Și ce fac? Mult mai rapid, 10% înseamnă mult mai rapid. 10% înseamnă că eu stau o oră și el stă 55 de minute. Sau dacă e să privim levelul maxim, în loc de 160 de ore estimativ cât îți ia ca să ajungi până la level maxim, o să stai cu 10% mai puțin și 160, asta înseamnă cât? 144. De ore. Deci ai pierdut cam 16. Da, și ca să ajungă acolo trebuie să investească gems. Ceea ce e alegerea lui. Dacă el vrea să experimenteze conținutul de level 80, care oricum îl vei experimenta și tu când ajungi la level 80, vei avea și tu toate beneficiile lui investind un pic mai mult timp. Nu îi înjumătățește timpul să ajungă la levelul ăla nici pe departe, dacă ți ia o oră, o oră jumate, două ore să faci un nivel și tu ți iei un boost
îți trebuie probabil, să zic, două boosturi de alea de 10% ca să faci cu 10% mai repede un nivel. Îți trebuie două boosturi de alea. Ca să faci 80 de nivele, o să-ți trebuiască 100 și ceva de boosts, da? Cât te costă chestia asta ca să ajungi cu 10% mai repede decât celălalt? Deci nu faci 8 nivele, 8 nivele le faci într-un weekend, să zic. Da, deci omul ăla investește jumate din averea părinților ca să joace cu 2 zile mai puțin decât tine. Ca să ajungă la level 80. Îi contrazic, nu ai cum, nu orice jucător va avea nevoie de gems. Deci nu ai nevoie de gems pentru a juca joc. Nu e nimic în item shop care să... Deci ce anume din item shop, Luca, ce anume din item shop îți spune ție că dacă nu ai chestia, nu poți să te bucuri de Guild Wars 2? Ce îți trebuie ție din item shop ca să poți să joci jocul... în întregime, să poți să experimentezi tot ce înseamnă PvE, să poți să experimentezi tot ce înseamnă PvP, să poți să experimentezi tot ce înseamnă World vs. War. Bags? Bags, asta e o chestie de comoditate. Deci asta e o chestie de comoditate, nu e o chestie, deci ai câte 5 bags, îți pui bags mari acolo, dacă îți pui bags și de 12 slots, da, și mai ai ăla de început care ai impresia că are 20. Deci ai 20 plus 4 ori 12, 48, ai 68 de sloturi în inventar. 68 de sloturi în inventar e suficient încât să ai nu știu câte itemuri de crafting, de materiale, chestii de genul ăsta, care oricum te poți duce, îți ia 30 de secunde să te duci până la bank, le pui în bank și revii. Waypoint, waypoint. Nu-ți pierzi timp cu pe păsări zburătoare și pe cai și pe nu știu ce. Nu-ți pierzi timpul ăsta. Te teleportezi, ți-ai pus acolo în bancă, ai revenit. Vrei gold, ai nevoie de loc. Și, nu știu, 50-60 de sloturi în inventar nu-ți ajung. Nu știu, ce shop, tu ai jucat WoW. Cât aveai, da. Care era limita inventarului după ce îți făceai upgrade și al fly? Mi se pare că cele mai mari bag-uri la vremea respectivă erau de 22 și erau 4 bag-uri plus bag-ul principal de 20. Ok, cred. Deci putem să estimăm ceva gen bags de 20 ca fiind maxim și în Guild Wars, mă gândesc, în Guild Wars 2. Și cam tot acolo ajungi. Câte? Aveai 5 bags, nu? Aveai mai multe? În total... În total cu tot cu starter. Da, da, cred că în total cu tot cu starter erau 5. Bun, atât ai... Și primul, nu știu dacă era 20 sau 24. Ok. Bun. Atâta timp cât Guild Wars 2 îți oferă din start fie aceeași chestie, fie ceva similar, că nu cred că o să fie bags de 12 maxim. Am impresia că treburile alea din... item shop-ul sunt numai niște convenience items și nu niște chestii care să te ajute. Dar să zicem, și dacă alea sunt maxim, da, deci ai 20 plus 20, ai 70 de slots, nu 100. Tot mi se pare arhi suficient, fiindcă tu adun de pe jos chestiile care se vând, nu adun grey items ca să faci gold. Storage, ok. Bun, și în Guild Wars 1, ca să faci bani, îți trebuia să-ți cumperi storage. Da, deci ca să ai nu știu câte chestii la Xun Lai storage, îți trebuia să cumperi storage panes. Să-ți poți ține tu nu știu câte chestii ca să le poți vinde mai încolo. Alea nu le puteai obține decât cu bani. Nu puteai să faci trade in-game, să dai platinum și să-ți cumperi storage panes. Și dacă tu până la urmă joci ca să faci gold farming, probabil că sunt alte jocuri out there care să îți ofere satisfacție din punctul ăsta de vedere. Îți faci un SRL în Coreea și faci gold farming, dacă asta e pasiunea. Până la urmă, nu cred că Guild Wars 2, ca și scop în sine, va fi ok, trebuie să farmezi gold în jocul ăsta.
Eu cred că poți să te distrezi mult mai bine făcând alte chestii în Guild Wars 2 decât să farmezi gold. Și goldul va veni ca un rezultat, probabil ai acces la o bună parte din chestiile alea fără să te preocupe goldul din start. PvP la level 1, World vs. World la level 1. Deci... Oamenii uită că în Guild Wars 2 sunt multe resurse. Deci să luăm karma, de exemplu, care e non-tradable și e obținută pur și simplu pe personaj. Ce obții ei pe karma e al tău pentru că aia ai făcut tu. Deci nu o să ai niciun avantaj. Ok, că îi dă karma boost, 10%. Big deal. Tot până la urmă vei ajunge în același loc. Dacă joci destul. Și faptul că cei care vor cumpăra gems din store vor putea să vândă după aia pe gold și că afectează jocul foarte mult. Nu, de exemplu, PvP-ul nu-l afectează absolut deloc, pentru că în structure PvP și în World vs. World avem alte resurse, glory și supply. Care nu exact, pot fi... care nu le iei cu gems. Exact. Deci ce va afecta? Va putea să-și cumpere un item mai repede pe care tu oricum poți să-l obții prin muncă, prin făcut dungeon-ul și de... Și mai repede nu înseamnă de două ori mai repede, încă o dată. E 10% dacă stă numai cu boosts alea active. Deci nu e, oh my god, cât de mult a avansat Vasilica și și-a luat Epic Gear of Epicness cu 2 ore înaintea mea sau cu 5 ore înaintea mea. Da, cel puțin, dacă revenim totuși la ideea de bază că ăia care fac level mai rapid o să farmeze gold mai rapid ca să facă trading pe gem mai rapid, asta înseamnă că prețul, adică raportul ăla între câți gold dai pe un gem ar trebui să scadă mai rapid. Corect. Tehnic, cu cât e mai tranzacționat, cu atât e... Exact, cu cât e mai tranzacționat, cu atât... Exact ce ziceam de la început. Deci dacă o grămadă de oameni vor putea să facă treaba asta și să li se merite investiția în XP ca să ajungă la nivel mare, să poată să farmeze gold într-o veselie și vor face treaba asta, cumpărând gems, fiind foarte mare cererea, vor fi foarte ieftine. Da? Numai dacă se trezește player base-ul și spune, băi, eu nu mai cumpăr atâta gems, că și așa nu fac niciun profit. Atunci le va crește valoarea. Deci, din nou, asta e o chestie care se va balansa de la sine și care, până la urmă, să nu uităm pentru ce obții acele gems, pentru convenience items, până la urmă. Nu sunt chestii care să îți ofere ție un avantaj net în PvE. În afară de PvE, nu te interesează gems. PvP-ul nici în World vs. World, nici în Structure PvP. Hai să zicem că în World vs. World ai putea beneficia de acele XP boosts, că, nu știu, crești mai repede nivel în World vs. World. Ideea în care ești super tare și faci XP în timpul ăla. Că poți să-ți pui un boost de ăla și după aia să te plimbi singur pe toată harta și să nu găsești nimic și să nu faci niciun pic de XP ca să beneficiezi de boost. Oamenii mai uită și alte două aspecte în privința acestui cash store. Primul ar fi că până la urmă este un gold sink. Și jocul pentru a-și regla economia are nevoie de asemenea gold sink. Și nu am văzut gold sink în Guild Wars atât de mare încât să... Deci au nevoie de lucrul ăsta. Iar al doilea, lumea uită că până la urmă are numit o companie care are ca scop și profitul. Și în momentul în care ei îți vând un produs pentru care au muncit timp de 4 ani, ți-l vând la un preț, după care timp de alți N ani, nu știu cât o ține serverele sus, îi fac update-uri constante, deci trebuie să-și plătească oamenii și au și alte costuri. Iar ei nu-și cer ție subscripție lunară. Nu e normal să îți ofere posibilitatea să... Îți oferă posibilitatea, nu ești obligat. Deci nu exact. Trebuie să plătești taxă lunară. Și nu cred că ar fi convenabil să vină Arena Nea și să zică, băi, jocul ăsta e gratuit. E super tare, e gratuit. Da, nici nu mai trebuie să plătești nici măcar upfront. Și va fi un joc care va merge 3 luni, că după aia nu mai au bani să țină serverele și oamenii și astea. Da? Nu, nici asta nu cred că e o chestie de dorit.
Dacă ne dorim ca Guild Wars 2 să reziste totuși câțiva ani, da, să fie un joc pe care să-l putem avea ca și joc principal o perioadă bună de vreme, atunci nu văd care e problema să lași pe alții care vor să investească dacă tu nu vrei să o facă. Atâta timp cât nu ai taxă lunară, asta e un convenience pentru tine. E un lucru care e opțional, poți să-l faci dacă vrei, poți să nu-l faci. În final nu plătești taxa lunară, poți să faci altceva cu banii ăia. Nu înțeleg de ce sunt oamenii așa revoltați, pentru că ei au anunțat de la început că nu vor oferi itemuri cu plus damage pe care nu poți să le... Exact. Deci și ceea ce nu există. Prin microtransacții nu obții nimic care să fie game-breaking sau care să-ți ofere un avantaj nedrept față de cineva care nu plătește. De asta, da, să fie clar. Nu poți să-l obții prin pe care nu poți să-l obții joacă normală. Jucând. Deci, da, dacă ai cumpărat jocul și atât, vei putea obține până la urmă tot ce obțin și aia care preferă să nu investească atâta timp și să investească bani, să plătească echivalentul unei taxe lunare, să facă ei ce vor, până la urmă și tu vei putea obține acces la chestiile alea. Dacă tu n-ai putea obține, atunci mi s-ar părea unfair, atunci mi s-ar părea necinstit, atunci mi s-ar părea mârșav, atunci mi s-ar părea o chestie deplasată și urâtă din partea arenei. Dar până nu se întâmplă chestia asta, nu văd care e problema și mi se pare o soluție extrem de sănătoasă. E ceva ce s-a dovedit că funcționează cu Guild Wars 1, au făcut-o mult mai accesibilă jucătorilor prin simplu fapt că acum poți și tu să cumperi cu in-game gold chestiile pe care altfel nu le puteai cumpăra decât pe bani, cum e în Guild Wars 1. Acum ai și opțiunea asta în plus. Poți să nu te folosești de ea, poți să te gândești, băi, fie dau bani, fie investesc timp. Dar poate că timpul ăla îl traduci în gold și goldul îl traduci în gems. Ne împărtim în jurul cozii cu discuția asta. Deci, dar... serios, storage pains, nu știu, character slots, astea mi se par relevante și chiar aș vedea sensul să fie pe bani. Cu astea n-am absolut nicio problemă să fie pe bani. Dacă îți trebuie să fie mai comod pentru tine să ai 8 character slots în loc de 5, plătește, frate. Nu, pentru cine nu are nevoie, și Guild Wars 1 era la fel. Îți cumperi o campanie, ai 4 sloturi și 6 clase. Da, dacă vrei să faci toate 6 profesiile ca primary, îți trebuie minim 6 sloturi. La fiecare expansion, la fiecare campanie pe care o adăugai, tot 2 sloturi primeai, dar tot erai cu 2 sloturi în minim. Aveai, până la urmă, aveai 8 sloturi cu 10 profesii. Deci tot erai în minus. Chiar dacă ți le cumpărai, nu includeau și character slots. Și da, mi se pare o alternativă mult mai bună față de un monthly fee, fiindcă îmi permite mie să investesc timp atunci când am, îmi permite mie să joc jocul atunci când vreau și când pot și să nu depind de o taxă lunară și să nu stau tot timpul cu chestia că am plătit taxa lunară luna asta, trebuie să joc de banii ăia. Nu, investesc bani dacă vreau atunci când vreau, dacă nu vreau și vreau să investesc doar timp for fun când îmi permite programul, fac treaba asta. Și nu mi se pare nici pe departe exagerat să îmi ofere convenience items, chestii care îmi fac, să zic așa, viața mai ușoară și mă scapă pe mine de acele 30 de secunde sau acel minut în plus pe care îl petrec să mă duc să-mi golesc storage-ul în bank și să revin înapoi unde îs, că nu-mi ia nu știu cât, că nu-mi trebuie mounts, nu-mi trebuie chestii, mă teleportez direct. În LOL, din asta... Nu, hai să nu, deci Runes of Magic e clar un fail din punctul ăsta de vedere prin simplu motiv că îți oferă items în shop care nu le poți obține in-game. Și îți dau alea niște avantaje pe care altfel nu le puteai obține. Și ajungi la un moment dat în punctul în care zici, băi, nu mai pot să mai continui dacă nu le dau bani la ăștia. Și asta e greșit.
În Guild Wars 2 n-are, nu văd în care punct al jocului se va putea întâmpla chestia asta. Nu mai pot continua dacă nu le dau bani. Nu văd. Nu văd exact care e punctul în care treaba asta s-ar întâmpla. Exact, uite, League of Legends au sistem de microtransacții, nu e nicio problemă că există sistemul ăla, dar nu poți face trade între IP și RP. Da? Nu poți să faci acel trade și totuși nu e o problemă. În Guild Wars 2 poți să faci inclusiv chestia asta, deci ai încă un lucru în plus. Nu trebuie să vină coreenii ăia gold farmer și să-ți spameze ție, cumpără 1000 gold cu 10 euro sau ceva de genul pe chat și tu să te duci pe niște site-uri dubioase și să-ți pierzi accesul la cont, fiindcă ți-ai băgat datele de cont pe undeva pe unde nu era cazul. Da, și să zicem că la un moment dat un trading de ăsta merge și obții acel gold in game pe bani. Nu ești nici pe departe sigur că tranzacția o să meargă, dar să zicem că merge. Atât timp cât poți să faci treaba asta legal, cât poți să o faci într-un mod controlat, cât poți să o faci într-un mod în care ție îți convine, tu spui, băi, uite, da, știu că atâta dau, știu exact ce primesc, că dau bani, că dau gold, mi se pare mult mai fair. Nu știu unde s-a testat și s-a dovedit că e non-viable. Mie asta mi se pare cel mai viabil din punct de vedere a abordării cu microtransacții. Iar League of Legends, care are minusul pe care tocmai l-ai menționat, este un joc extrem de profitabil și jocul care e exemplu din punct de vedere al microtransacției. Da, nu, e părerea mea e că linkurile pe care le-am dat și lucrurile pe care le-am discutat ar trebui să fie arhi suficiente ca să își facă lumea o părere, până la urmă depinde de fiecare. Dacă vrea sau nu vrea să investească, depinde de fiecare. Uite, suntem într-o economie de piață liberă. People, nu vă cumpărați Guild Wars 2 dacă vă deranjează treaba asta. N-am nicio problemă eu că X sau Y nu-și cumpără Guild Wars 2. Eu pot să mă bucur de el și fără. E la fel, economie de piață. Aoleu, nu pot să mă îmbrac în bucătar dacă nu dau bani. Da, exact. Deci, wow, e oh my god, game breaking. Dacă vă cumpărați Guild Wars 2, depinde tot de voi și alegerea voastră dacă investiți sau nu în acele items, dacă pentru voi reprezintă o valoare sau nu. Dacă acea valoare înseamnă mai mult în bani sau mai mult în timp, din nou voi decideți. Până la urmă, din ce am văzut, din ce au anunțat, din ce a fost leaked, din toate discuțiile astea, nu văd personal nici o chestie în Game Shop care să fie game breaking, care să ofere un avantaj unfair cuiva care îl cumpără și care să nu poți tu să-l obții prin alte metode, chiar dacă nu vrei să dai niciun ban. Dacă vrei să faci pe coreanul gold farmer și să obții toate chestiile alea fără bani, poți să o faci. Dacă pentru tine timpul ăla investiții se pare prea mult, poți să cumperi. Dacă nici una, nici alta și pentru tine contează mai mult să-ți petrești timp cu niște oameni faini într-o gildă, pentru tine te interesează mai mult să joci structured PvP unde absolut nicio influență nu are un item din Gem Shop, sau pe tine te interesează efectiv să have fun, enjoy the game și să-ți pierzi vremea într-un mod plăcut într-o dupămasă, poate fi și pentru tine Guild Wars 2. Și cu asta eu mi-am terminat the rant for today. Dacă vreți niște cuvinte de încheiere... Nimic de adăugat. Shop. Deci, pe bune, Tudy, asta este problema ta, așa, în faptul că de obicei ce zici e compatibil și cu ce gândim noi și ne cam lași fără... Nu, faza e că eu vreau să plec de la început să le spun celor care se uită că de data asta nu va fi o discuție în contradictoriu, că toți avem cam aceeași opinie privința microtransacțiile. Da, până la urmă, nu mi se pare că... încalcă deontologia profesională prin abordarea lor și
vin cu ceva ce e demn de disprețul și ura tuturor jucătorilor de pretutindeni. Ce fac ArenaNet mi se pare fair, mi se pare ok pentru abordarea lor, mi se pare excelent pentru un joc care nu are taxă lunară și arată cum arată și se mișcă cum se mișcă și îți oferă toate lucrurile pe care ți le oferă Guild Wars 2. Dacă tu decizi să dai banii ăia, părerea mea, care eu vreau să-mi cumpăr Collector's Edition și de ce vreau să-mi cumpăr, nu neapărat că am impresia că treburile alea valorează atât, ci efectiv, fiindcă sunt de părere că ArenaNet, pentru efortul pe care l-au depus, merită banii mei, să zic, da? Atâta valorează pentru mine efortul lor, nu neapărat jocul în sine sau items pe care le primesc la Collector's Edition. E o alegere personală, dacă vreau să cheltui bani în Game Shop. Știu că banii ăia merg la ArenaNet, nu merg la niște coreeni. Știu că acel lucru pe care eu îl cheltui și beneficiez eu, beneficiază și ArenaNet și face jocul mai bun și îl va extinde pe parcursul a mai multor ani, dar prin simplu fapt că eu investesc în el, și pentru mine asta e suficient. Și ăsta ar fi, dacă vreți, singurul motiv pentru care aș cheltui bani în in-game shop. Că am cheltuit în Guild Wars 1 și mi-am luat atâtea character slots, băi, uite, pentru chestia asta, ArenaNet mi-au trimis o felicitare de Crăciun. Am primit, în urmă cu vreo câțiva ani, o felicitare de la, semnată de o bună parte din echipa ArenaNet, și erau semnate de mânuță, nu erau scoase la imprimantă, cu Crăciun fericit. Da, am primit-o prin poștă acasă. Și probabil că au trimis așa ceva pentru toți cei care au investit un pic mai mult în Game Shop pe lângă achiziția jocului efectiv. E o chestie măruntă, dar pentru mine a contat. Bun. Hai să încheiem emisiunea de azi și rămânem pe Q&A. Cred că am acoperit cam toate subiectele. În descrierea emisiunii o să punem și linkurile pe care le-am pus pe chat. Va fi mai relevant. Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, Shob, ți asta? Absolut. Nu. Ok. Atunci, mulțumim tuturor pentru participare, pentru discuțiile evident aprinse. Și ne auzim după emisiune la Q&A. Salutare! Salutare!